Domnule Marius Vișan, de luni 15 februarie sunteți pentru 6 luni director interimar al Direcției Economice. Cum ați regăsit Direcția Economică, având în vedere că înainte de a lucra la Poliția Locală ați activat tot aici? Direcția Economică, într-adevăr, au trecut aproape 5 ani și parte mare dintre colegi s-au schimbat între timp. Mi-ar plăcea să vă spun că totul e în regulă. Am avut o zi jumătate la dispoziție în care am luat contact cu colegii și cu problemele existente și sunt extrem de multe probleme de rezolvat. Parțial, un foarte mic procent am rezolvat în această zi și jumătate. Vă dau un exemplu, nu mergeau emise deciziile de impunere la persoane juridice. Adică nu mi se pare normal să treneze așa ceva. Într-adevăr, există o aplicație, se ia legătura cu responsabilii și se urgentează. În momentul de față merg. Ce pot să vă spun? Pe un grad de colectare, pe impozite și taxe, am intrat unde am condus activitatea și datele nu sunt cele care trebuie să fie în momentul de față. Atenție! Executarea silită practic a stagnat în această perioadă. De ce spuneți că nu sunt datele care ar trebui să fie? Pentru că de fiecare dată am observat că s-au raportat debitele curente. Da? Atenție, ce înseamnă asta? Adică avem impozitele și taxele aferente anului în curs, încasările aferente anului în curs. Procenții acolo au fost satisfăcători. Dar luând în ansamblu activitatea și tot ce înseamnă restanțe din urmă cu accesorii calculate, suntem undeva la 50% ca grad de colectare, ceea ce nu este deloc bine. A fost într-adevăr și această perioadă mai grea cu pandemia, dar este foarte mic. Ne chinim și observ în activitate să tăiem din cheltuieli, să reducem, să echilibrăm acest buget, dar și partea de venituri este foarte importantă, inclusiv cea de colectare. Cei peste 5 ani petrecuți la Poliția Locală, ce au însemnat pentru dumneavoastră, pentru cariera dumneavoastră? Pentru cariera mea, în primul rând, folosesc această sintagmă plastică, de altfel că a fost o provocare. A fost într-adevăr o provocare. Aș putea să spun și acolo că activitatea a fost preluată de la zero. În ce sens? Nu exista când am ajuns acolo nici măcar un plan de ordine și siguranță publică. Atenție, este esențial, este vital și legea impune acest aspect. Prin acest plan de ordine și siguranță publică se realizează și corelarea cu celelalte instituții în domeniu. Chiar observam într-un interviu o mai bună colaborare cu Poliția Națională, cu Jandarmeria. Exact acest lucru l-am făcut de când am ajuns acolo, da? Am refăcut zonarea municipiului, am refăcut itinerarele de patrulare ca să ne putem sincroniza cu celelalte instituții. În momentul de față, relația cu celelalte instituții este deosebit de bună. Au fost niște ani destul de grei, am pus la punct, inclusiv la nivelul autorizațiilor, să autospecialele sunt monitorizate în momentul de față, agenții sunt monitorizați. Cred că am făcut lucruri frumoase acolo și sunt convins că acum, în momentul de față, acolo fiind un profesionist, va continua ce am început la momentul respectiv. Totuși, dumneavoastră sunteți de meserie economist, deci ar trebui să presupunem că v-ați întors oarecum la dragostea din tâi. Partea asta economică a lucrurilor. Bănuiesc că deja participați la construcția bugetului pentru acest an, bugetului local. Da, începând de astăzi. Domnul primar a afirmat în mai multe rânduri, inclusiv în fața Consiliului Local, că în anii trecuți bugetul a fost umflat. Chiar acesta a fost termenul pe care l-a folosit. În acest an vom avea o schimbare din acest punct de vedere? Mi-a plăcut cum ați spus, m-am întors la dragostea din tâi. În primul rând, cred că m-am întors la foarte, foarte, foarte multă muncă. Nu este asta o problemă, n-am fugit niciodată nici de muncă, nici de răspundere. Referitor la bugetul umflat, da, surprinzător, n-am înțeles asta, am cerut o explicație șefului de serviciu de la venituri, dar nu a reușit sub nicio formă să mă lămurească, nu am înțeles de ce s-au trecut efectiv pe hârtie sumele atât de mari, care era vădit că nu se vor încasa, nu-i vom avea. Am observat că cam cu trei ani în urmă, fără nicio legătură, fără nicio coincidență, așa s-a întâmplat, așa reiese din evidențele contabile.
Da, n-am înțeles, n-a primit o explicație, dar încă o caut. Dar cu siguranță nu se va repeta în buget Cu în acest an, siguranță așa nu se ceva. va repeta, o să fie un buget realist, pentru că se fac eforturi fantastice să aducem fonduri, să aducem venituri, de regulă nerambursabile, bineînțeles, sau cu cofinanțare. Sper ca toate demersurile începute să fie și finalizate. În principiu, din punctul dumneavoastră de vedere, având în vedere cât de mult înseamnă partea de funcționare în bugetul local și va însemna în continuare, și necesitatea, pe de altă parte, de a asigura atât cofinanțarea unor proiecte cu fonduri europene, dar și celelalte investiții din bugetul local, credeți că un credit ar fi o soluție? Un nou credit? Un nou credit în momentul de față? N-aș putea să mă pronunț în momentul acesta, dar la rece cred că nu. De ce? O să verific și gradul de îndatorare. Avem deja niște credite și mi-ar plăcea să reușim să finalizăm măcar un credit, două, ca să putem accesa din nou împrumuturile. Sunteți detașat, să spunem aici, pentru o perioadă de 6 luni. Ce vă doriți peste 6 luni? Îmi doresc ca peste 6 luni să fie lucrurile puse la punct. Este un interval într-adevăr scurt, dar aș vrea ca lucrurile să meargă bine. În ce sens? Știți bine că se lucrează la un sistem integrat, există o aplicație achiziționată, sunt multe, multe sincope aici. Asta presupune timp de lucru suplimentar, se rămâne des peste program. Aș vrea ca lucrurile să meargă de așa natură încât să valorificăm timpul acesta de lucru. Factorul uman e foarte important. Câtă vreme toate modulele respective din aplicațiile respective funcționează corespunzător, se comunică la nivel de comunicare între compartimente, atât uman cât și prin softul respectiv, câtă vreme aici lucrurile vor merge, automat va fi și timpul eficientizat altfel. Asta îmi doresc, să meargă lucrurile. Cea mai mare sau cea mai gravă problemă identificată în asta o zi și jumătate de când v-ați întors? În această o zi și jumătate de când m-am întors, în primul și în primul rând, v-am spus, această decizie de impunere care nu putea fi emisă. Suna telefonul foarte des, bineînțeles, în special agenții economici depun o declarație, vor să știe cât au de plată. În al doilea rând, am observat că sunt restanțe mari din urmă, inclusiv în partea de operare, inclusiv pe PVSC-urile, aceste procese verbale de constatare a contravenției, dar care au rămas în urmă, nu sunt operate în evidența fiscală. Vă spun asta și prin prisma faptului că și noi trimiteam foarte multe procese verbale în vederea urmăririi debitorilor respective. Și urmează să intrăm în partea de buget, să vedem ce este și acolo. Peste 6 luni vă veți întoarce la poliția locală sau veți continua aici? Să vedem ce va fi peste 6 luni. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos și vă doresc mult succes. Mulțumesc.